Salutare, oameni buni! Am plecat la o detecție din nou cu bicicleta. Am mers ușor, așa că n-am de ce să mă grăbesc și la vale aici să merg încet. Mă duc tot în pădurea aia cu drahmele, însă nu o să mai mă duc tot pe locul ăla, deci probabil că nu o să mai găsești, că sunt încă nerămurit, așa că zice că e o instrucțiune care din partea guvernului, dar n-are valoare legală, ci că n-ai voie să mai te întorci pe locație unde ai găsit ceva important, că n-ar mai fi descoperire întâmplătoare. Și deocamdată stau așa locului cu aia, că dacă e să mă duc acolo 100% mai găsesc ceva, sunt sigur, însă o să mă duc pe alte locații, sincer, parcă te bucură când găsești, mai mult când găsești o monedă de asta mai modernă pe care o poți păstra. Așa, astea le ții un pic și luni le-ai predat. Mergem ușor la coastă, așa. Căluțul. Sănătate. Mai am un hop aici cu căței. Căței sunt niște dulăi de... Te mănâncă. Hai să-mi iau spray de ăla la mine. Cu piper, cu ceva. Am ajuns în pădure. Că nu erau câinii, erau și dormeau, nu m-am băgat în seamă. N-am scăpat. Da, pădurea, vă, că e liberă, nu prea sunt oameni. Vine lumea la plimbare aici. Grătare mai puține, să știți, în pădurea asta. Deși e aproape și accesibilă. Și nu prea e atât de infestată, sunt gloanțe, dar cam atât. Uite, pe aici trebuia să iau eu pe drumul ăsta, de cât mare. Dar nu o să mai mă duc aici deocamdată, merg mai înainte să vedem. Poate găsim și altceva sau măcar pe altă locație, să nu mă răiești. Cred că pe aici mă bag, nu e așa un drum de acces și... Adică nu cred că o să fie curioși pe aici. Mă afun și eu mai mult în pădurea asta. Și să vedem ce-o fi. Creepy, nu? Să fii singur pe aici. Bine, nu sunt animale sălbatice din câte știu eu, nici măcar porni streți. Dar e cam așa. Văd că pădurea asta e pusă, ceea ce nu prea e ok. Adică aș fi vrut să fie din aia asta, crescută natural așa. Da, hai să vedem. Aici o să-mi fac cartierul general, e cel mai umbros loc. Așa. Văd că e un drum pe partea aia, dar n-am ce să fac. Ori mai trece cu bicicletele. Asta este. Bun. Hai să vedem ce găsim astăzi. Mă apuc să desfac astea. Primul semnal. O moneduță mică. Cool. Mișto. M-a pierdut ceva. Cineva 5 bani. Mișto, m-a luat tare. Sunt la 2 bani. E bine.
primul glonț. Păi da. Ce avem? Gloanțe, gloanțe și pe urmă vedem. Pe data asta. Se semnă, să săpăm un semnal așa în direct. Eu cred că probabil cel mai bun caz e glonț. Lasă să vedem. Ia. Ești foarte aproape. Fucking glonț. Asta e. Hai vezi că după 1000 de gloanțe am mai găsit o măneduță și eu. Pare amărât așa. Să mă dau să vedeți mai bine. Cred că așa. N-am bidonul ăla. A, 2 lei din... cred că asta e pre... precomunist. Că nu... au... că nu mi-aduc aminte de el. 2 lei. Și 2 lei, hai că o să ajung pe la... când ajung la rucsac să vedem ce este. A, nu era, iute. Ceva cu... are niște spice de grâu, nu știu dacă le vedeți. Da, nu se vedea, nu? Dar hai că când ajung să mai iau gură de apă, îl spăl acolo și-l arătăm, da? Cât agaură am să fac. Vă știți ce e asta? Pentru că eu nu știu. Dacă se uită cineva și știe, vă rog să-mi spuneți. E acea ceva oxidat cu nuanță de verde. Întotdeauna se spărturi și dă un semnal de ăsta de... vrei și tu. De ce sună? E marfroglonț ăsta, e nou-nouț. Mișto ăsta. Altceva. Deci a lovit ceva ăsta, cred. Oho! Prima bijuterie a mea. Bineînțeles că e o tenichea și asta. Și totuși o bijuterie. O perche de cercei, poate. Sau ceva. Poate de la un lănțic. Nu era. Și un tub de cartuș. N-am mai filmat de mult, am găsit numai chiftele. Până acum și nu mai stau mult, e 1 și ceva, trebuie să ajung pe la 3 acasă, că am ceva de făcut. Eu mai stau vreo oră și gata. Poate mai pică ceva, o să curăț până plec monedele alea să le vedeți și voi. Și cam atât, asta e, nu e în fiecare zi
drahme și nebunii de-astea. Încă un glas mai frumos. Încă se vede cantul ăla unde stătea în cartuș. Asta, da? Bun, ce-a spus? L-am oprit. I-am găsit cheia cuiva. Uite. Cheie veche. E ială din ea. Sunt pe ultimele grope acum și am găsit ceva care e metalic. Dar nu prea îmi dau seama ce ar putea fi. Arată neregulat așa. Dar e metalic, cu siguranță. Glonț nu e, crezi că e glonț? Ce neamă fi și asta? Au. Da, l-am găsit. Ha, nu știu ce să zic. O, cred că e ceva. Mai stau pe groapă și am plecat. A, ultima groapă. Uite, bune. Băi, ești nebun, zice ceva. Ca să vezi cât de proaste sunt. Uite, a și ruginit. O spat. Sau suna... De 2010. Suna... Așa, așa fie. Cam asta am găsit astăzi. Trei mâne și asta. Restul gloanțe. Nu am găsit așa de multe gloanțe. Bine. Bineînțeles că n-am filmat tot. Să zicem ce e mai interesant pe partea dreaptă. Ok, acum o să vreau să asta 5 bani ăsta știm. Asta să știe, era un 5 bani din 1952, așa, se vede, nu o contează asta, îl mai avem, dar asta e mișto, nu mai merge Hello Kitty, ăla. L-am udat și s-a făcut și mai nașpa decât era. Trebuie șters un pic cu periuța asta și pus un pic de ulei pe el să mai vadă din model. Haide mă, arată-te. Da, din păcate se vede 2 leiul. Dar altceva nu se vede. 2 lei. Se vede mai prost acum. În orice caz, pe ăsta nu-l aveam. E mișto. Mai avem și asta. Cerceluș.
parte de cerceluri de frunze. Așa, asta îmi place foarte tare, ce ar putea să fie asta? Nu știu, foarte ascuțit așa. Cam asta a fost, mulțumesc că v-ați uitat, nu prea a reușit așa. Una așa, una așa, dacă vreți puteți să vă abonați. Eu zic că o să mai apară și alte chestii mai mișto. Mulțumesc că v-ați uitat până aici, dacă nu a sărit, sunteți cei mai tari. Dați o carată la butonul ăla de subscribe și la clopoțel, ca să nu... Ia-te o muscă pe cameră, ce prost ești. Hai, bine, salut, mulțumesc!